Salutare și bine ați venit la un nou video, de data asta în vacanță, la Buzău, și vă fac un room tour, de ce nu? La baie nu o să fac pentru că este la comun, dar este super mișto, din păcate n-am putut să ne iau în camera care am vrut-o noi și am rezervat-o, dar o aveam pe aceasta, fără baie, fără baie personală, fără balcon. Avem balcon la comun, baie la comun, dar e ok. Și aici este dulapiorul, care exact așa era. Și aici este spațiul de depozitare. Păcat că nu e ceva pe aici. Mișto că e din lemn. Aici avem o măsuță, care le-am mășirat noi pe toate. Îmi place că este făcută din lemn. Nu mai vine minte să-i mai zic. Aici este patul unde o să dorm eu, la fereastră. Aici este, sunt două paturi aici aproape legate, ca un pat dublu unde o să doarmă părinții mei. Și acum o să ies pe balcon să vă fac room tour-ul balconului. Apropo, la mine deja vei Moș Nicolae și ia uitați ce mi-a adus! Papucii de casă și ciocolată. Moș Nicolae e mai sărăcuț. Și am ajuns, aici este balconul de jos. După această canapea mai urmează. Aici este un balcon. Și aici este scara. Și aici este balconul de sus. Deci credeți-mă că e un pic frică să nu scap telefonul. Chiar este mișto priveliștea. Este super faină. Și aici este un scaun și încă un scaun. Și e super fain. Deci o să fac această chestie chiar dacă mi-e enorm de frică. Și pentru a vă face și room tour-ul la baie și... nu room tour. Cred că... nu știu cum să zic... turul grădinii, să zic așa, unde este locul de luat masa, grătarul, nu. Nu vă dau mai multe și bucătăria. Lăsați un like. Dacă strângem două like-uri, sau măcar unul, promit că fac și 5 vizionări. Oricum, eu o să mă apuc să filmez acum și room tour-ul la baie și la grădină și bucătărie, dar o să-l postez după cerințe, să zic așa. Și cam atâta pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest mini video. Așa că ne vedem data viitoare. Pa!